În primul rând, o amendare când o aplici, cel puțin cu TerraCalco, lucrează pe asupra a trei părți foarte importante. Adică, prima dintre ele este cea fizică. De ce? Pentru că, de obicei, un sol neamendat este un sol tasat, un sol foarte greu, un sol în care se lucrează greu, un sol în care rădăcinile plantei pătrund foarte, foarte greu. Astfel de sol va duce la o băltire și va duce într-un final la o, chiar o imposibilitate a plantuțelor de a, de a străbate scoarța solului. Primul efect pe care îl vedeți după ce ați aplicat TerraCalco este că solul devine foarte, foarte ușor de lucrat. Ceea ce îl face total diferit decât tot ce există produs pe bază de calciu existent până în momentul de față. Apoi, el are un pH de 12,5, astfel că aplicat într-o doză de o tonă la hectar, duce la o creștere a pH-ului cu aproximativ la solurile dumneavoastră de aici, unde aveți argilă multă, cu chiar un punct jumate la unitatea de suprafață. Pe 1000 de hectare la Botoșani, în 2 luni, cu o tonă aplicată, am obținut un punct jumate în plus la pH. Se vede în grâu, se vede în culoarea grâului, se vede în culoarea culturilor. E ceva total diferit pentru că plantele noastre cereale pot să-și ia toate elementele din sol care de altfel sunt imobile într-un pH acid. Până la urmă, astea trei probleme le avem într-un pH acid. Structura proastă și compactă, avem probleme cu micro și macro elementele care nu se pot absorbi și dacă nu se pot absorbi înseamnă că practic dăm banii degeaba pe ele. La un pH de 5, de exemplu, 30% din fosfor se absorbe, restul devine imobil. Prin aplicarea de TerraCalco, acele părți imobile, deci acel fosfor care este în sol legat, devine liber, devine accesibil plantelor. Și de asta se explică dezvoltarea lor fantastică și de asta se explică creșterea plantelor și culorile pe care le au și verdele ăsta intens este un indicator că îi merge bine și că își ia toate elementele, micro și macro elementele, la adevărata lor capacitate. Tot ce găsește în sol absoarbe, tot ceea ce îi dăm absoarbe, nu se mai blochează, nu mai rămân stocate practic în sol și nu aruncăm banii de pomană, asta contează cel mai mult.